Folosește codul PACA pe G2A pentru reducerea aproape la fel de mare cât pula ta. Aproape. Deci, după cum bine știți, majoritatea dintre voi acum e perioada cea mai înfricoșătoare din an și din păcate pentru toți nu e Halloween-ul, ci Bacul. Și pentru că știu că majoritatea sunt stresați din cauza asta, am făcut videoclipul acesta în care am să vă prezint 3 tipuri de elevi la BAC ca voi să nu vă mai simțiți singuri și neajutorați, cu toate că sunteți. Fugiți cât mai puteți. Fugiți toți morți, mă! Ăla super stresat că totul va merge prost. Ok, am ajuns cu 7 ore înainte ca să fiu sigur că am timp să mă găsesc pe liste. Hai, să vedem. Unde noi bă sunt? Unde noi bă fu? Sunt terminat. Gata, pic examenul, mama avea dreptate. O să ajung pe stradă să mă bag cu șobolanii pe resturi de mâncare. Deci Hei, ce pula mea e acolo? Mai sunt liste? Dumnezeu să-mi binecuvânteze sfârcurile. Aici eram. Futălău, Gheorghe. Stai, unde e lumea? A început deja? Fugi, tati! Alo, 112, avem un ajutor. Ca se vede prostia acută aici. Ăla prost care nu știe nimic și mai pune și 10.000 de întrebări pe lângă asta. Acestea sunt subiectele, aveți 2 ore, spor la lucru. Mă scuzați, puteți să-mi dați o foaie de ciornă, vă rog? De ce? Nici nu te-ai apucat de scris. Când termin foile pe care ți le-am dat și o să mai ai nevoie, îți dau atunci, ok? Ok. Puteți să-mi dați altă foaie cu subiecte? Cum adică? Aia ce are? Păi nu știu nimic de pe asta. Haide, domne, îți bagi joc de mine, trebuie de la afară din examen acum. Ok. Acum ce mai e? Cât timp mai avem? 15 minute, poftim, îți desenești și pe tablă. Ok. Dacă iar vrei să întreb cât e ceasul, spun că mai sunt 5 minute. Nu, voiam să vă întreb dacă aveți un pix, că l-am uitat acasă pe al meu. Da, cred că am unul în geantă, stai. Păi și cum ai scris, domnule, până acum? Ăla care știe tot, dar nu vrea să zică la nimeni nimic. Bă, zici și mie la prima, e A sau B? Nu știu, că nu am ajuns încă acolo. Bă, zici și mie, ce ai pus la prima, mă, A sau B? Te rog eu frumos. Lasă-mă acum că calculezi ceva și zic după, ok? Te rog, zi-mă, te rog eu să mor de am scris și pe foaia asta. Măcar aia să o am și pe foaia, să nu zică mama iar că m-a adoptat. Te rog eu frumos. Nu știu de-mi dacă o făceam, îți spuneam, lasă-mă acum că mai e doar o oră. Poate îți dau la sfârșit când termin. Bă, te rog eu, ai zis că când termini îmi dai și mie, bă, te rog eu frumos. Ce ai zis, mă? Te rog eu frumos, că e bă hârtiuță ceva, că nu te înțeleg, te rog eu din sufletel. Ok. Na, ia. Bune. Da, și ăsta a fost videoclipul de astăzi. Unul scurt și la obiect pentru toți oamenii care au dat și vor da și vor fi torturați de BAC toată viața lor de acum încolo, incluzându-mă și pe mine. Iar dacă v-a plăcut, nu să lăsați și un like și un subscribe și toate posibilitățile mele de a face laba pe internet. Pentru că fiecare persoană care până la urmă a lăsat acel like superb va primi din partea casei nu unul, nu două, ci 0 Lamborghini-ul Gallardo acum pentru tine, oferta zilei. Felicitări. Și vreau să vă mulțumesc tuturor că aproape am ajuns la magicul număr de 60.000 de abonați. Zi-mă că n-am făcut bine videoul cu 50.000 de abonați, deci da, ne ducem pe pulă pe zi ce trece. Păi, mersi și ne vedem în următorul episod, videoclip, show, chaturbait. Ne vedem pe Pornhub. Frate. Și dacă știe careva Snegetul lui Mia Khalifa, să-mi trimită și mie acolo în comentarii mai jos, că vreau să fac un video despre ea. Vă mulțumesc tuturor. Ne vedem data viitoare. Alpaca King out. Te rog frumos, gata cu întrebările. Dacă nu e una inteligentă, te dau afară și te răm cu bâlciul ăsta. Ok.